G2A, jocuri delicioase la prețuri naufragiate. Caută mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă serie, miniserie. Nu știu, să vedem dacă vă place, dacă nu vă place, pe canalul Skype, pe canalul Dem Skype pentru aceia dintre voi care sunteți mai vechi. Mai sunt 6 ore, 6 minute și 32 de secunde până la public Alpha 067. Nu aveam nici cea mai vagă idee, acum l-am instalat proaspăt și hai să vedem dacă putem să intrăm în el, a? New game. Recomand în game mode normal, hard, peaceful. Bine, hai, normal, treacă de la mine. Acum prete în pământ pentru a te ascunde de inamici. What? Înainte nu cred că aveau loading screen-ul ăsta, băi. Nu mi-au camintit să fie avut loading screen-ul ăsta pe vremea când jucam. Mai țineți minte, fraților, când jucam noi de afară cu nenea Barbăne? Bă, ce vremuri, băi. Bă, ce vremuri, băi. Nu mai știu aici dacă ăsta micu doarme lângă noi, are un transfer. Timmy. Timmy îl cheamă. Survival. Ia uite cine învață Timmy aici. Aoleu, dar de ce mi se mișcă în halul ăsta mouse-ul pe ecran? Ce frumos. Ia să vedem ce e aici pe ecran. Abă! Timmy, tată, ești ok? Stai acolo, stai acolo. Te-ai trezit? Nu, 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 e doar un coșmar, atâta. Calmează-te, suntem cali amândoi, toată lumea e calmă. Ridică alea și pune-te jos, că așa e instructajul. Cine te-a învățat pe tine? Așa, așa. Uite că se dă copilul cu capul de ăla, mă, mâncat aș gura ta. Olo! Bă, deci noi suntem tata lui Timmy? Stai așa. Stai așa. Na, fii atent aici. Pam, 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 pam. Unul în roșu. Un plet în roșu. Dar de ce este el în roșu? Fraților, eu nu mai am mășcat de foarte mult timp de forest. Nu mai știu nimic, nimic, nimic. De ce? Aia cu cracile băscăcărate fix în fața noastră? Să putea să nu fie băscăcărate? Sexy. Bun. Putem începe să explorăm? Putem începe să explorăm? Ce avem aici? Pastiluți? Nu, de ce e joc survival? Nu vreau să fie joc survival. M-am săturat de joace survival. Putem să mâncăm? Trebuie să țin apăsat. Am înțeles, gata, șeful, trebuie să ținem apăsat. Mai e ceva pe aici ce putem interacționa? WC-urile. Dă-te, dă-te, foros de acolo. Chiuvetă. Câte mi-am aminte, trebuia să ne mișcăm destul de repejor. Știu de ce e atât de ciudat, om. Am dat field of view prea mare, l-am dat la 85. Și îmi provoacă un pic de grață. Două secunde, vă rog frumos, că știu exact care unei problema aici. Bine, hai să-l punem pe la 80, așa. Da, na, nu, îmi provoacă greață. Cer scuze să vă spun treaba asta, dar nu cred că e bine. Ok, să mai vedem ce mai avem pe aici. Nu mai știu, control pentru crouch? Bun, și uite că avem și... Nu înțeleg, care e faza cu ochișorul ăsta de jos de aici? Mă, mâncare văd că avem, că luăm la medicamente... Așa, ia toporul, tati, ia toporul. Pernă, n-avem nevoie? Ce se întâmplă dacă mâncăm mai mult decât ar trebui? Vomităm cumva? Se întâmplă chestiile? Bă, la revedere, drum bun, mi-a făcut plăcere. Nu cred că mai putem să mai urcăm aici. Ia uite câte păsări. Tot mi se pare un pic ciudat, chiar și la 80 FOV-ul. Va fi din cauza că mă mișc eu mult, mult prea rapid cu mouse-ul, nu se știe. Data trecut. Așa, mă, ok, mă. Ok, am luat-o, mamă, tot itul pentru a deschide inventarul. Pune item aici pentru a le combina. Ok, cred că știm chestia asta, nu? Medicamente. Ce am făcut? Nu, arunc asta, că nu cred că avem nevoie momentan. Clic dreapta. L ca să citesc. Ba nu. E dubios. Nu mai știu, chiar nu mai știu absolut deloc cu ce se mâncau controlele de pe aici. Snack collected. Am luat chestii de mâncărică. Ok. Da, deci trebuie să mișcăm relativ rapid. Măi, cred că nu. De jocul nu o să mă lase nici la 80. Trebuie să dăm la... Mai. Hai să începem cu 75. Cred că 75 era el inițial. Ok, hai să vedem așa. La 75. Cred că e mai ok la 75. Cred că este un picuț mai ok. Nu, așa, dă-n jos, bravo. Am luat o minge de tenis. Am luat o piatră, nu că am avea nevoie.
Bravo, am dat cu mingea de tenis. Incredibil. Unreal Engine 4, nu vine să cred. E, dar cum știu eu când pot să dau pe verticală, când pot să... Deci mă simt ca și cum n-aș fi jucat jocul ăsta ever. De atât de mult timp nu l-am mai jucat încât nu mai țin, nu mai mi-aduc aminte nimic. Bun, deci care este scopul nostru, dragilor? Cred că scopul nostru este să încercăm să supraviețuim cât mai mult posibil, asta e clar. Și să îl recuperăm pe Timmy, poate? Măi, eu apreciez că tu dai acolo pe orizontală în toate chestiile care îți vin ție în față, dar aș vrea foarte tare să nu dai așa ca nebunul. Nu mai știu dacă era o problemă, cred că... Uite, lemne, asta vedeam strălucind aici. Cred că nu era o problemă neapărat cu greutatea, cât era o problemă cu faptul că nu puteai să ții în inventar decât o anumită cantitate din absolut orice. Da, deci doar un anumit număr de, uite, da, uite, deja nu mai putem să mai luăm medicamente pentru că motive. Așa, astea ce erau? New item discovered. Și mâncăm murele astea și ni se face rău sau nu ni se face rău? Bun. Eu din câte mi-am aminte, destul de repede aici pe capul nostru o să vină niște zombălei, niște canibali de altfel. Nici pietre nu mai putem să facem rost. Ok, trebuie să ținem ochii deschiși, dacă mi-am bine aminte, după niște ciuperci au și la mine. Șopârle. Bănuți. Ce făceam cu bănuții? Știu că cu monezile parcă să zic că făceam bă. Da, cred că făceam o bombă cu monezile. Ok, pietre deja nu mai pot să mai fac rost. Ia mai, hai să ne uităm și noi un picuț. E frumos aici. Cum arată, fraților? Uite, mă, o bucată din avion, mă, căpățână. Mamă, dude, mi-aduc aminte zona, ești nebun. Nu vine să cred. Mi-aduc aminte zona, ok, deci de fiecare dată dă pe altă parte a insulei. Bine, mi-aduc aminte oarecum zona. Tu. Mă, animalule, mă, unde-i, mă, unde să-l sumă? Urfii aduc, urfii introdus chestii gen urși? Pe din dosul le ducă nu. Sincer, sper că nu. Prinde-l pe fraie, că nu știe! Așa, și ce luăm de pe el? Luăm pielea. Putem să luăm și cărnița, nu? Și căpățână. Dă-i cu căpățână. Cum pot să ajung și eu sus? Pot să alerg? Aha, și avem o bară de energie. Bun. Am văzut ceva pe jos. Este un băț, este ok, este în regulă. Nu e panică. Ok, cât de curând presupun că o să începem să auzim sunete ciudate de genul Te văzui că te mișcai. E un iepure. Este ok, cred că nu trebuie să ne îngrijorăm de un iepure. Nu cumva, decât dacă nu cumva sunt carnivori. În rest, cred că suntem ok. Uite. Aoleu, ia uite-l mă, deja au venit. Deja îi vedem. Doi acolo care se bucură de viață, alergă unul după altul. Bă. Ok, se pare că rămurica asta nu avem ce să facem cu ea. Fraiere, vine cu ea. O abusi, mă? Uite, bă, cum îmi dă târcoale, bă, ești de bun. Oh my God! L-am prins, mă, pe fraier. Ha. Mori în chinuri. Ok, am luat o piele, ia și cărnița de acolo. Bun, unde să ne facem noi baza? Unde am putea... cum se dice? Putem să ne băgăm sub? Vai, dar de ce... Pești! Pot să-mi fac o suliță? Vreau să-mi fac o suliță. Nu, ce fac, mă? Bă, nu, mă. Combine cu ce? Weak spear. Vreau să-mi fac un weak spear. Cum fac un weak spear? Repair tool. Nu. Uite, deci cu un ăsta, da, sunt de acord că pot să fac, dar cu piatră? Nu. Repair tool. Nu e bine. Uite, avem și astea. Mamă, păi trebuie să stau ca tâmpitul, mă, că nu... Uite, cum să făceam. Timmy! Uite aici, ceasul și toate alea. Da, deci nu mai am aminte cum... Ok, hai să încercăm altcumva. Burning upgraded rock.
Orange Upgraded Rock. Dacă mai pun o piatră, ce se întâmplă? Absolut nimic. Dacă pun o piatră cu un ăsta, ce se întâmplă? Nimic. Dacă pun așa, se întâmplă ceva? Nu. Bă, teoretic, cu o piatră ascuțită, corect? Cu o piatră ascuțită, cu o funie și o băț, ar trebui să... Ce mă, două bețe fac o... O... What? Ce legătură are cu orice în pui mei? A, s-a dus prea departe. Stai așa că s-a dus prea departe, gușterul. Trebuie să mă închis pe aici? Stai așa. E cineva pe aici? Ne vede cineva? Ce-i ăsta, mă? Oh, e un țestos? Da, este un țestos! OMG! Păi și poți să omori țestosul cu... Cu asta? Nu înțeleg. Se întâmplă ceva, că nu văd nimic. Așa vin după mine sau să plimbă pe aici? Băieți, eu sunt de acord dacă voi vă plimbați și vă vedeți de treaba voastră, atâta timp că nu venim. Mamă, cât sunt, frățică! Eu nu mai știu dacă ăștia veneau și pe... zi. Și în apă. Adică dacă puteam să ne ducem în apă, să fugim de ei. My friend, hai, că am nevoie de căpățâna ta. Eu așa mi-am aminte, că aveam nevoie de căpățâna ta. Poți, mă, să echipezi ăsta? Yeah. Are altă... Cât e în carapace, nu poți să-i faci nimic? Băi, ești nesimțit. Ok, hai să-l așteptăm. Hai să-l așteptăm să iasă. Așa. L-am făcut, mă, l-am luat, mă. În sfârșit, în puii mei. Și carapacea? Bă, n-avem și noi un meniu de crafting ceva. Survival book, mă, pe B, mă! Așa, my friend, lasă focul, lasă alea. Cum era cu carapacea? Water collector. Deci deja avem. Deja avem să facem water collector. Perfect. Bun, în ce direcție? Salut. Ce-am făcut? M-am mâncat ceva. Nu știu ce-am mâncat. Dude, ia pe ăsta. Oh my god, am dat de-am nimerit iepurile aici de bun. Ce legătură aveam, mă, cu orice sărac cu iepure, mă? Suntem niște criminali. Așa, hai să mergem mai departe. Oh my god, ce legătură. Dă-i că nu știe. Da, aproape. Vai de capul meu, deci mă simt ca în Long Dark, pe cuvântul meu, la fel avea și acolo, că nu știai. Ia, fiți atenți. Du-te, bă, da aici, bă, cât skill, bă. Nici să vrei, mâncați ai sufletul tău, nici să vrei. Ia uite ce am luat aici. Ia și cărnița, că e bună. Și hai să mergem aici la căpățâna asta de avion. Să vedem ce se întâmplă, doctore. Ne băgăm un pic sub apă, nu se vede nimic. Ah, mă doroc. Lasă așa. Ok, este un cap de nene care este trecut prin parbriz și cu niște cioburi în mână. Salut. Așa. Un sul de hârtie igienică sau o cutie ceva, o cutie. Bun, mai departe. Aici ce e, mă, în apa asta? Olo, nu se vede nimic lume. Așa, niște pietre, iar iepuri, căcălomăria ta. Bă, deci în momentul de față e super, super populată insula. De ce să mă canibal pe insula asta dacă stai atâtea animale? Eu nu înțeleg. Fraților, e greu să prinzi un iepure sau cum? Că nu, îmi scapă ceva. Am găsit rachete. TV star's wife dies. The tragic accident exposed. Section of the book. Dă-te. Unde e asta? Aici? La notes? Deci noi suntem un TV star. Și ăsta e copilul? Copilul nostru?
Ok. Ok, ok, ok. Nu zic nu, nu zic nu. Salut, să trăiți. Bună ziua. Oh, să tuc! Da, credeți că putem să ajungem până acolo? Bă, apa asta nu putem să o bem, nu? Dacă dau cu ei, nu se întâmplă nimic, nu? Bun. Ok, eu mi-aduc aminte că noi trebuia cumva să parcurgem... Ce mă, e vreun pește pe aici? De ce ți-a așa sulița asta? În mod agresiv. Ha? Na, fi atent. Ta-ta-ta-ta. Tararara. Dă mai jos, dă mai jos. Oh my god! Da, mă, uite, au băgat și niște... Ce-o fi ăștia? Nu știu ce-o sunt ăștia. Veverițe ceva. Mamă, deci cred că put acum carne, fraților. Dacă nu ne ducem rapid... Ce-am luat? M-am luat o piatră? Nimă, nimă, stai, 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 du-te... Pleacă! Așa. Ce ziceam? Nu mai știu ce ziceam. De ce nu mai... De ce... Așa, așa. Ah! Oh, dude! Da, mă, o să fie ușor jocul. E ok, este în regulă. Nu e mai. Cred că poate trebuia să-l punem noi pe peaceful. Nu de alta, dar ne fiind în multiplayer. Cred că o să nebunesc când o să încep să aud țipete și urlete și scrâșnituri și clicături și... Chestii de genul ăsta, înțelegeți? Cred că nu o să-mi pice bine. Cred că o să-mi dea cu indigestie. Ok, am mai luat acolo un ceas. Băi, nene, deci când a aterizat avionul ăsta, a aterizat ca lumea. Eu bag de seamă că o să ne-o luăm. Că prima noapte n-am făcut absolut niciun fel de adăpost. Absolut niciun fel de adăpost. Măcar atâta mi-aduc și eu aminte că puteam să sparg astea ca să găsesc chestii din ele. Asta e așa, asta e așa. De la căprioară am auzit. Nu, nu, fac. Nu știu, zgomote, da. Dă-te, bagă-te în apă, bagă-te în apă. Ok, sunt trei. Cum e, my friend? Da, de oboseală mi se duce... Dă-i! Bă, gata, cred că l-am omorât, a? Dar putem să-i luăm capetele și toate alea? Eu așa mi-au caminte. Nu puteam să-i luăm... Prinde căpățâna. A, păi ce faci, mă? Nu fac, nu e bine, nu e bine. Nu înțeleg, mi-arată de ca și cum... picioarele ar fi separate de restul trupului, dar nu sunt chiar separate. Oi, fii atent! Fii atent că s-a ferit omul! Fii atent! Și tu la fel, mă? Aproape. Cum vine să dea? Azi ne luăm sulița înapoi, că e sulița noastră. Foarte tare, foarte tare. Dar ăștia am impresia că nu sunt aia cei mai agresivi posibil. Ia uite și pe ăsta în apă. Nu știu, voi îl vedeți? Aaaa! Și doi, bă! Dă și el înapoi gușterul. Mamă, dar deci s-a întunecat apa asta brusc. Dintr-o dată e zmoală. E normal? Ok. Sulița asta e cea mai magnifică suliță ever. Da, deci cred că trebuie să ne odihnim, pentru că văd că energia aia are o bară secundară până la care crește. Și după aia nu mai crește. Deci, da. Ia uite, ce avem noi aici, mă? Asta e nămolul! Ăsta e nămolul să te acoperi! Fiță, mă! Ce știți voi, mă? Fraților, deci eu nu știu de voi, dar eu nu văd nimic. Deci nimic, dar nimic nu văd pe aici, aproape. Ok, hai să ne uităm încă un pic.
Cred că ar cam trebui noi să scoatem catalogul ăsta al nostru și să vedem dacă putem să ne facem undeva să dormim. Putem să-l facem pe ăsta? Putem să-l facem pe ăsta, fii atent. Putem să-l rotim. Și să-l punem jos cu E. Așa, și n-avem de niciunele. N-avem bețe, n-avem... Vai de capul meu! Ok, hai să vedem cum putem face o torță. Cum să facem o torță, mâncavaș? A, ba nu, nu vreau o torță. Stai așa. Nu, 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 nu. Vreau un foc. Poți să fac un foc? Nu! Hai că... Așa, fă-mi un foc. Basic fire. Sau bonfire. Cred că basic fire vrem, nu cred că vrem nimic mai mult de atât. A, și cred că am putea să luăm bețele de la... De aici, de la asta. Ia, poți să... Așa, ia totul de acolo. Am luat. Dar n-avem frunzele, băi, ești nebun. Cum fac, frate, o torță? Nu, scuze, scuze, scuze. Deci tu așa și cu așa. Asta ar trebui să fie o torță, nu? Teoretic. Ok, și asta dacă o dăm equip. A, și cu L. A, păi și stai așa. Eu parcă mi-aduc aminte că asta era infinită cumva, bricheta, nu? Bricheta era infinită? Nu mai știu. Uite ce stă căprioara asta dubioasă. Bun, dragii mei, cam atâta pentru ziua de astăzi. Nenasca, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Deci prima noapte, pentru că nu mai știm, pentru că n-am mai de mult timp, n-am mai jucat. Prima noapte, na, mai așa, mai prin surprindere ne-a luat un picuț. Eu nu mai știu, parcă ne dădea... Iată, lips 4 din 7. Asta, parcă ne dădea frunze, le luam automat în inventar, nu? Nu trebuia să stăm să le culegem pe jos. De pe jos. Dacă ați mai ascultat cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. O mică paranteză, mâine cred că nu o să apară episod de The Forest, cred că o să apară episod de Minecraft, nu bag mâna în foc, dar vă spun de acum ca să nu mă certați că ce ai făcut cu Minecraft-ul. Bineînțeles că am uitat să zic chestia asta la început și lumea nu urmărește până la sfârșitul episodului și nu o să știe. Și o să întrebe în comentarii unde este The Forest. Poate o să-mi iau aminte în episodul de Minecraft să vă spun. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare, pa, pa, cred că ca să poți să salvezi trebuie să dorm, la naiba, era să fie...